Pelerina fermecată. A fost odată un flăcău sărman de la țară, care se hotărâ să plece în lume pentru a-și căuta norocul. Și cum mergea el așa, întâlni o bătrână care se chinuia să prindă un pui de găină. Flăcăul o ajută prinzând puiul și ducându-l la locul lui în poiată. Isprava asta o mulțumi tare mult pe femeie și, drept răsplată, îi dărui flăcăului nostru o pelerină fermecată. Pasăminte, odată îmbrăcată, pelerina îl făcea nevăzut. Tot bătrâna îi mai povesti despre un rege care și avea castelul prin apropiere și la curtea căruia se petreceau lucruri ciudate. Regele avea 12 fete, una mai frumoasă ca alta, care dormeau împreună în aceeași odaie. Cu toate că noaptea porțile castelului erau fermecate și bine păzite, în fiecare dimineață, condurii prințeselor arătau scâlciați și plini de căuri în tălpi, de parcă domnițele ar fi tănțuit toată noaptea. Iar despre cum făcuseră de rupseseră condurii aceia, nici că sufla vreo vorbă vreuna dintre prințese. Așa că regele făgăduise mare avere aceluia care ar fi izbutit să deslege taina, dar și pierderea capului celui care ar fi dat greș. O mulțime de prinți și cavaleri curajoși, veniți din toate zările, se perindaseră pe la castel nădăjduind să poată dezlega misterul. Nici unul însă nu se dovedise mai dibaci decât ceilalți și, rând pe rând, își pierduseră cu toții capetele. Curând, nici că mai îndrăzni cineva să se mai arate dinaintea regelui. Flăcăul cel sărman se hotărâ să meargă până la castel, să-și încerce și el norocul și... Chiar în acea seară, se puse de strajă în fața ușii de la odaia prințeselor. Apoi, pe la miezul nopții, se prefăcu topit de somn, sfărăind chipurile de mama focului. După ce se asigurară că străjerul doarme tun, prințesele își îmbrăcară de grabă veșmintele cele strălucitoare și își încălțară condurii cei noi. Flăcăul se le auzi, însă pregătindu-se, așa că se înfășură în pelerina lui fermecată și, așa nevăzut, se strecurară în odaia lor. Apoi, urmărindu-le pe domnițe printr-un tunel numai de ele știut, ajunse într-o minunată grădină. Copaci cu frunze de argint și de aur străluceau în lumina lunii și flori de diamant aruncau scântei împrejurul lor. Flăcăul rupse niște frunze și culese câteva flori, după care văzu cum domnițele dansau toată noaptea, până își rupseră condurii. Iar când se pregătiră de plecare, flăcăul le luă înainte, ajungând primul la castel. Trântindu-se în fața ușii de la odaia prințeselor, se apucă să sfărăie ca și cum ar fi adormit adânc. A doua zi, flăcăul merse și-i duse regelui frunzele de aur și argint și florile de diamant
culese noaptea trecută, povestindu-i despre locul în care prințesele dansează în fiecare noapte. Drept răsplată că deslegase misterul, Flăcăul o primi de soție pe cea mai mică și mai frumoasă dintre domnițe. Și amândoi au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.